Invitatul emisiunii de astăzi, Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale, cel care își sărbătorește ziua de naștere pe 19 mai, se lasă cu greu influențat de vorbe sau de critici dure aduse la adresa sa și consideră că fiecare critică îl face și mai puternic. Mai mult ca atât, Iurie Ciocan practică boxul pentru a scăpa de stresul adunat peste zi. Domnule Ciocan, în cadrul unui interviu oferit la începutul acestui an, spuneați că nu țintiți neapărat funcția de președinte CEC. Totuși vedem că, într-un timp foarte scurt, sunteți în această funcție. Deci asta a fost decizia membrilor Comisiei Electorale Centrale într-o nouă componență. S-a votat prin vot secret. Am mulțumit și mulțumesc în continuare colegilor pentru încredere și încerc să fac față cerințelor funcției, chiar și în cadrul campaniilor electorale. Dar cum au intervenit aceste schimbări atât de rapide? În primul rând, a expirat mandatul componenței precedente a Comisiei Electorale Centrale încă în luna noiembrie anul trecut. Ulterior, după ce am fost confirmați o nouă componență, sigur că aveam obligația să procedem la alegerea conducerii, și anume președintele, vicepreședintele și secretarul Comisiei Electorale Centrale. În conformitate cu legea, acest lucru se face în ședință publică prin vot secret, ceea ce a fost realizat. Păi, dar de atunci înțelegem că nu a fost un obiectiv pus, a venit așa prompt sau cum? Păi eu, obiectivul de bază care l-am menționat și atunci și acum era să mențin calitatea de membru a Comisiei Electorale Centrale. Ulterior, conducerea, cum am zis, se alege din rândul membrilor. Ulterior, am fost ales la această funcție și evident că m-am apucat de treabă. Care sunt cele mai vizibile schimbări după ce ați fost numit în această funcție? E greu să dai aprecieri ce ține de vizibilitate. Noi am preferat să vii aprecierile din exterior, de la legători, din partea partidelor politice cu care conlucrăm noi strâns. Au intervenit schimbări. Am realizat și circuitul electronic a documentelor pe interior în aparatul Comisiei Electorale Centrale. Am optimizat structura organizatorică, am mai schimbat procedurile, am mai modificat anumite regulamente. Deci, așa, am optimizat și capacitatea instituțională a instituției noastre, deci munca însă și în structură. Dar orele de lucru pentru dumneavoastră personal, statutul deja după... Nu am mers în goană după statut. Ce ține de muncă, practic nu am simțit mari schimbări, dat fiind faptul că am muncit și în componența anterioară 5 ani la funcția de secretar și practic sarcina a fost una foarte aproape sarcinii care o exercit acum. Doar că s-a mai adăugat, sigur, că anumite responsabilități ce ține de gestionarea resurselor financiare. Nu vă sperie acest lucru? Nu are de ce. Este bine să ai o funcție în cadrul Comisiei Electorale Centrale? Păi depinde cum privești această funcție. Eu, de exemplu, văd funcția care mi-a revenit doar ca un instrument pentru realizarea cunoștințelor și experienței care am acumulat-o anterior. Eu probabil că în acest segment scurt sunt o persoană fericită, dat fiind faptul că îmi corespunde munca care o fac de zi cu zi cu ceea ce îmi place mie să fac și vin cu bucurie la serviciu. Acum, în 2010 sau un an în urmă, ați validat cel de-al patrulea parlament deja. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? În primul rând înseamnă experiență acumulată. În mod normal, un parlament urmează să fie ales în orice țară stabilă odată la 4 ani. Deci ceea ce ar patru parlamente ar însemna experiență cam de 16 ani pentru unele Comisii Electorale Centrale din alte state. În cazul nostru, noi am trecut această experiență de patru alegeri parlamentare într-o perioadă mai scurtă. Cel puțin din nume propriu vorbesc, eu în 6 ani de zile am reușit să particip la organizarea a patru alegeri parlamentare și o campanie local generală plus referendumuri locale, un referendum constituțional. Ce vă mai doriți pe acest plan? Liniște. Sincer să fiu. Liniște îmi doresc în activitate, pentru că asta îmi lipsește astăzi. Noi avem foarte multe lucruri planificate strategic pe o durată de 3 ani, avem un plan de o perspectivă mai lungă de 5 ani. Aș vrea să am posibilitatea să nu organizez alegeri atât de frecvent, dar să mă concentrez asupra realizării acestor activități de ordin strategic, inclusiv implementarea legii 101, care prevede
implementarea sistemelor informaționale în alegeri în Republica Moldova, inclusiv înființarea și gestionarea Centrului de Instruire Continuă a funcționarilor electorali și alte lucruri benefice, ce până în sfârșit vor aduce mai mult credibilitate instituției. Eu și colegii noștri în actuală componență, din prima, ne gândim la faptul că asta a fost și ideea din precedentă componență, noi n-am inventat nimic nou, dar am declarat din prima ședință în nouă componență că ne punem ca sarcină principală creșterea încrederii alegătorilor față de alegeri în sine și rezultatele obținute și de organele electorale în particular. Dar liniște din partea cui? Sau ce înseamnă liniște? Liniște înseamnă necesitatea organizării alegerilor în plan național, cum ar fi alegeri parlamentare, ori referendumuri naționale, ori alegeri locale generale, în termeni legali, odată la 4 ani. Și nu de 2 ori pe an, ori în fiecare an. Asta, pentru mine, înseamnă liniște. Atunci când putem organiza munca sistematic și strategic. Devenind deja o persoană destul de cunoscută, chiar și atunci când erați secretarul CEC, erați așa, impunător în foarte multe declarații, adică oferați în presă, erați foarte vizibil, aveați și multe critici, sau cel puțin am văzut și eu mai multe critici. Cum reacționați la astfel de momente? Spunea cineva că tot ce nu ne omoară ne face mai puternic. Eu de fiecare dată am încercat prin cenzorul meu intern să înțeleg de ce am fost criticat și să fac concluziile respective. Sigur că orice critică m-a ajutat să devin mai bun, cel puțin eu așa cred. Eu am analizat și am făcut concluzii din fiecare critică. Nu e ușor să-l detronezi pe Iurie Ciocan? Păi, dar niciodată nu s-a pus scopul de detronare. Eu și niciodată nu am tins să fiu întronat. Deci ce am făcut, ne-am realizat munca care, și sarcina care am trebuit să o fac. Dacă cineva credea că, uite, trebuie să-l dăm jos, trebuia să încerce să facă acest lucru. Ori să vie să încerce să facă mai bine decât fac eu. Asta e. Înseamnă că încă o să faceți treabă bună încă mulți ani înainte. Cel puțin mandatul actualei componență Comisiei Electorale Centrale este pentru 5 ani. Și în următorii 5 ani urmează să muncim. Că toți suntem deja în preajma alegerilor locale, vreau să vă întreb care sunt cele mai stringente probleme cu care vă confruntați la moment și dacă o să fie depășite sau care este situația. Constat că funcționarii noștri electorali, persoanele care sunt încadrate în organizarea alegerilor, și aici vorbim despre un număr ce depășește cifra de 21.000 de persoane încadrate în organizarea alegerilor în întreaga țară. Acești funcționari electorali, colegii mei din teritoriu, au creat deja anumite aptitudini de prinderi în urma instruirilor frecvente de a organiza alegeri parlamentare. Pe de altă parte, noi am intrat în organizarea alegerilor locale, care în mare parte se supun altor reguli și altor proceduri. Și o bună parte din colegii noștri din teritoriu, din păcate, nu cunosc prea bine aceste proceduri. Noi încercăm acum, prin editarea manualelor, ghidurilor, training-uri, seminare, chiar săptămâna aceasta în care ne aflăm, toți membrii Comisiei Electorale Centrale, pe parcursul întregii săptămâni, se află în teritorii și organizează aceste seminare de instruire pentru funcționarii electorali. Mi-aș dori ca și alegerile locale să fie tot atât de bine organizate cum au fost organizate și alegerile parlamentare, de exemplu. Deci asta ar fi o problemă la moment? Nu este o problemă, este probabil o provocare și necesită mai mult efort, pentru că în locale avem un număr mare de concurențe electorale. Avem foarte multe chițăbușuri care anterior noi nu le-am aplicat și unele din ele le-am și uitat cum și ar trebui. Acum urmează iarăși, studiind legea, studiind practica anterioară, urmează să revenim la aceste proceduri. Alte inconveniente care ar fi? Nu, asta sunt. În principiu muncim. Avem și un număr mare de contestații, apropo, care ajung la Comisia Electorală Centrală, pe simplu motiv că avem un număr foarte mare de concurență electorală și fiecare cetățean care se crede neîndreptățit prin acțiuni ori inacțiunea organelor electorale este îndrept să conteste. Și sigur că rezolvăm aceste contestații la CEC. Am văzut că în orașul Comrat o parte sau un grup de locuitori a acestui oraș nu sunt de acord cu culoarea roz a buletinului de vot, dar o vor violet. Este posibil acest lucru? Nu este posibil. Noi am adoptat o decizie în acest sens prin care am stabilit fonul hârtiei pe care va fi printat acest buletin de vot. De fapt, nu acest, dar aceste buletine de vot. Pentru că noi am stabilit 4 categorii de buletine de vot care vor avea nuanță colorată. Deci nu va fi nemijlocit hârtia de o anumită culoare. Hârtia va fi peste tot albă, opacă, de o anumită calitate, offset 80 de decimetri greutate, care vine la grame de la decimetru greutate.
Dar diferența va fi în nuanța culorii care va fi printată buletinul nemijlocit. Deci noi avem obligația să asigurăm și securitatea acestor buletini. Fiecare buletin va avea cel puțin 5 semne de protecție tipografică, diverse, care sunt asigurate de către serviciile speciale din Republica Moldova, Serviciul de Informații și Securitate. Totodată, am aprobat 4 categorii de buletine după 4 categorii de alegeri. Alegerile primarului satului comunii, alegerile primarului municipiului Chișinău, municipiului Bălți, alegerile în Consiliul Local și alegerile în Consiliul Raional Municipal. Punct. 4 categorii de buletine care vor avea, în general, pe țară aceste nuanțări pentru a putea fi deosebite, pentru că toate ele vor fi stocate într-o singură urnă de colectare a buletinilor. Vorbim despre fraudele, care știm că totuși se fac, vrem să recunoaștem sau nu, dar știm foarte multe contestații care vin la Comisia Electorală Centrală în această zi. Asta ar fi un motiv pentru care ați făcut ca să nu fie aceste fraude sau mai puține să fie? Sigur că tot ce facem, facem pentru a diminua posibilitatea manipulării rezultatelor alegerilor. Deci eu nu împărtășesc opinia dumneavoastră că sunt foarte multe fraude. Acolo unde, într-adevăr, au loc încălcări legislației în vigoare, ori derogări la legislația în vigoare, de fiecare dată, ori noi, ori instanța de judecată, restabilește dreptatea. Și dacă revenim la alegerile locale din 2007, în două raioane din Republica Moldova, au fost organizate alegeri locale noi, dat fiind faptul că rezultatele au fost declarate nule pe diverse motive și inclusiv pe motivul de încălcare legislației de către anumite persoane. Deci noi urmărim acest lucru. Contestațiile deseori se referă la unele presupuse încălcări. Fiecare cetățean are dreptul să-și revendice apărarea anumitor drepturi ale sale personale. Noi examinăm sub prisma codului electoral și dăm apreciere. Au fost ori n-au fost încălcate drepturile acestui cetățean. Ori a comis ori n-au comis acest cetățean o anumită încălcare de la legislația în vigoare. Și respectiv dăm soluțiile care sunt. Cei care nu sunt mulțumiți de soluția oferită de organele electorale, chiar ori inclusiv de Comisia Electorală Centrală, sunt în drept să meargă la judecată. Putem spune că acest lucru, fraudarea alegerilor, ar fi un viciu al societății noastre în timpul alegerilor? Încrederea în faptul că se fraudează alegerile este o mare viciu a societății noastre. În Republica Moldova alegerile nu se fraudează mecanic, așa cum crede multă lume. Cu un pahar de vin, cu 50 de lei? Eu aș vrea noi cu dumneavoastră să înțelegem. Un pahar de vin și 50 de lei este infracțiune penală care urmează a fi pedepsită conform codului penal. Fraudă electorală, ceea ce ziceți dumneavoastră, înseamnă încălcarea codului electoral, ori manipularea rezultatelor alegerilor, ori orice alte acțiuni de natură să schimbe rezultatul alegerilor. Asemenea manifestații în Republica Moldova nu au loc. Categoric. Deci dacă cineva încearcă să cumpere votul cetățeanului, este o fracțiune penală și urmează organele competente să stabilească aceste lucruri, să le documenteze în modul respectiv și să aducă persoana în fața justiției. Până acum nu s-a făcut acest lucru. De ce nu s-a făcut? S-a făcut. În fiecare alegere avem asemenea situații personale. Păcat că sunt doar amendate. Acum s-a mai modificat recent codul penal și s-a stabilit inclusiv și pedepse penale pentru asemenea infracțiuni. Să vedem care va fi rezultatul. 14 candidați la fotoliu de primar. În municipiul Chișinău. Chișinău. Este mult sau puțin? Păi este atâta cât ți-au dorit să candideze. Eu știu, nu sunt în postura să dau apreciere mult ori puțin. Sunt atâta cât sunt. De exemplu, în Comrată, 84 de persoane au solicitat liste de subscripții pentru registrare în calitate de candidați de PDS la funcție de consilier local. Sunt mult ori puțin. Atâția cât au dorit. Noi avem obligația de a crea condiții tuturor celor care doresc să-și realizeze dreptul sau de a fi ales, un drept constituțional, să poată să facă acest lucru în limita legii. Ca o persoană care este deja de atâția ani în domeniul acesta, puteți să faceți careva previziuni sau unele previziuni pentru alegerile din 5 iunie? Sigur că pot. Alegerile se vor desfășura în limita legislației în vigoare și în proporții impunătoare vor fi scurt după alegeri confirmate de către instanțele de judecată. Și urnele de vot se vor încheia la ora 9 seara, da? Sigur că da. Dar vorbind despre candidați, ce părere? Păi asta lăs la discreția ghicitorilor și comentatorilor politici. Dar ce părere aveți totuși? Vedeți pe unul mai important, mai bun pentru funcția de primar a Chișinăului, că totuși locuiți în acest oraș. Știți, dumneavoastră, eu am obligația în conformitate cu codul electoral de a păstra echidistanța. În unele state a lumii, membrii comisiilor electorale centrale din diverse statele lumii nici nu merg să voteze.
pentru a păstra acest echilibru și această echidistanță. Deci, într-o măsură oricare, eu am obligația să-mi inhib toate doleanțele mele politice. Eu sunt doar unul și noi suntem încă colegii mei, încă 8 membri a Comisiei Electorale Centrale, care avem obligația de a menține acest echilibru la cel mai înalt nivel. Sigur că și organele inferioare au aceeași obligație. Noi de fiecare dată ne-am abținut de la orice comentarii politice, ori de la orice apreciere a calităților personale, ori politice a candidaților în alegeri. Alegătorii urmează să dea aceste aprecieri. Totuși, dumneavoastră, o să mergeți la alegeri. Eu am votat la toate alegerile care au fost organizate în Republica Moldova. Aveți un simpatizant? Deci eu păstrez această doleanță pentru mine, nu vă supărați. Iarăși revin la faptul că am obligația și acest lucru, pentru acest lucru am jurat în fața Parlamentului Republicii Moldova de a fi echidistant, echilibrat în ceea ce fac eu și să nu favorizez niciun concurent electoral. Nu am de gând să-mi încalc jurământul. Da, cunoaștem că votul este ceva personal și care... Secret, în primul rând, și individual. Chiar cetățeanul care, ziceți dumneavoastră, care i s-a oferit un pahar de vin, o sumă de bani pentru a vota într-un anumit mod, asta nu înseamnă că cetățeanul va vota într-un anumit mod. Deci el este liber să meargă în cabina de vot secret, să voteze așa cum crede el de cuvință. Sigur că aveți deja bună experiență și a altor țări în acest domeniu, a politicii. Ce credeți că ne lipsește nouă pentru a motiva lumea să iasă într-un număr cât mai mare la alegeri și nu avea... Noi avem o prezență bună în Republica Moldova pentru participare la alegeri. Vreau să vă zic că, din practica altor state, prezența la alegeri de o pătrime ori de o treime de număr de alegători este calificată una bună și foarte bună. State membre a Uniunii Europene. Republica Moldova, dacă vă aduceți aminte, la ultimele alegeri parlamentare noi am depășit 60%. În locale eu... am încredere că vom depăși pragul de 50% din participare în general pe țară. Deci noi avem o participare foarte bună la alegeri. Ce ține de gradul de cultură politică, aici lasă de dorit. Deci un cetățean care este bine informat, un cetățean care își cunoaște drepturile, care știe ce vrea de la sine însuși și de la candidatul care îi face o ofertă electorală, care știe să aleagă între aceste oferte, el nu poate fi manipulat așa de ușor, nici cu un pahar de vin și nici cu orice sumă de bani. Așa că noi spre asta tindem, vrem să avem un alegător bine informat, conștient și care va merge conștient la alegeri. Deci el va înțelege ce face, pentru ce și cum. Da, dar vorbind de persoanele care tot spunem că sunt manipulate, luăm contingentul de persoane care nu sunt tineri sau sunt persoane conștiente. Până la urmă sunt bătrâne sau sunt... Știți, la noi lumea deseori gândește în stereotipuri. Și din păcate constat acest lucru că aceste stereotipuri sunt unele constante în timp. Ceea ce nu este bine. Societatea ar trebui să-și schimbe viziunile din când în când. Este o vorbă, știți, că doar boii nu-și schimbă viziunile. Cerertare de asemenea comparație. Dar era unul din stereotip că toate doamnele plecate din Republica Moldova la muncă peste hotare merg să prostitueze. Nu este așa. Noi toți cunoaștem că asta nu este adevărat. Merg să muncesc unele din ele în condiții foarte grele, dar muncesc onest, câștigându-și banii pentru ele și pentru familiile sale. Același lucru se întâmplă și aici în alegeri. Avem un stereotip că alegerile se fraudează. Nimeni niciodată nu a venit cu probe elocvente la acest subiect, probe consistente care ar putea fi luate în considerare inclusiv de justiție în Republica Moldova. Dar persistă în continuare această noțiune. Din păcate, însăși politicienii deseori erodează această încredere a cetățenilor în rezultatele alegerilor. Acei care nu se simt foarte siguri pe sine, acei care știu că într-o formă ori altă vor pierde alegerile, din start își pregătesc terenul zicând că uite, oricum vor fi fraudați și victoria mea va fi furată de alții. Este o absurditate până în sfârșit. Ca să nu fiu eu învinuită, vreau să zic că asta o spun candidații la toate sigur că alegerile, da. Eu nici nu am avut de gând să atac presa, niciodată n-am făcut acest lucru. Deci nu sunt într-atât de inconștiență, mă războiesc cu presa. Trebuie să recunoaștem că la alegerile trecute sau în campania până la alegeri a fost pregătită de fapt și o campanie de mediatizare a evenimentului, să zicem, dacă putem să-i spunem eveniment. Acum iarăși vedem o campanie destul de interesantă de informare. Da, credeți că asta ar putea influența mai mult la conștientizarea populației, ce să aleagă, pe cine, cum, să fie o schimbare? Sigur că da. Deci noi am gândit această campanie de informare și vreau să vă atrag atenția că noi în acesta în promovăm strict o campanie de informare a alegătorilor. Campaniile de motivare electorală, deci de îndemn de a merge la alegeri, de a avea o prezență mai largă, de a face cunoștință cu ofertele concurenților electorale, noi am lăsat-o pe seama partidelor,
care își îndeamnă alegătorii să vie să voteze și pe seama ONG-urilor, care la fel au anumite bugete la aceste domenii. Noi utilizăm resursele financiare oferite de la bugetul de stat, plus resursele financiare din diverse proiecte a donatorilor și susținătorilor Comisiei Electorale Centrale în promovarea programelor de educație civică. Deci noi vrem un alegător să fie bine informat, să cunoască ce, cum, unde, când are de făcut în data de 5 iunie, în ce condiții, care sunt actele de identitate, cum își verifică listele electorale. Am ales și să promovăm o întreagă campanie cute cu pași mici, facem lucruri mari. Sloganul fiind, de la mic la mare, de la mic, de la cel mai mic, de la cea mai mică primărie, unde avem 326 de locuitori, primăria Antonești, Raionul Falești, municipiul Chișinău, unde avem circa 610.000 de alegători. De la cel mai mic la cel mai mare, toți merg să-și aleagă primarul, consilierii locali, consilierii raionali, ori consilierii municipali. Deci încercăm pe în aceste condiții să-i explicăm tuturor. Uite, ai un drept care poți să-l realizezi. Pentru asta ai nevoie de act de identitate, pentru asta ai nevoie să mergi să verifici lista electorală, să iei buletinul, fii atent că vei vota cu 4 buletini care sunt diferite și în toate buletinile trebuie să-ți expui opțiunea. Dar vorbind de municipiul Chișinău, vreau să reamintiți încă o dată studenților care este modalitatea de a vota. Deci toți cetățenii Republicii Moldova care au și viză de domiciliu, care este o viză permanentă, și viză de reședință, care este una temporară, votează în baza vizei de reședință. Avem situații cât pe de o parte, cât și pe de altă parte, care deranjează oamenii. Deci, spre exemplu, student, un cetățean, ori nu doar student, orice persoană care stă la cămin, are viză de reședință la acest cămin pentru perioada studiilor la universitate. Această persoană poate vota în municipiul Chișinău pentru că automat este înscrisă în lista electorală în municipiul Chișinău. Alege primarul de Chișinău și Consiliul Municipal Chișinău. Totodată, această persoană nu poate să meargă să-și aleagă primarul în satul său și Consiliul Local din satul său, ori din orașul său de unde stă el de baștină, unde are el domiciliu permanent. Am avut situații diverse când erau perioade când partidele stimulau tinerii să susțină anumite candidaturi aici în Chișinău și tinerii aveau această tendință să voteze în Chișinău cu orice preț. Acum vreau să vă zic că găsim tendința inversă când vin și se adresează la Comisia Electorală și zic eu am reședință în Chișinău, dar eu vreau să merg să-mi votez tatăl meu care este candidat în sat. Și el nu poate face acest lucru, pentru că are reședință aici și aici are obligația să voteze. Dar pentru persoanele care înainte de alegeri și-au pierdut sau s-a întâmplat ceva cu buletinul de vot, care este modalitatea? Voturi, buletin de identitate. Da, de identitate. Buletinul de identitate. Deci se acceptă cetățeanul de a participa la votare cu act de identitate provizoriu, care ultima săptămână înainte de alegeri va fi eliberat gratuit. Forma provizorie fie nouă. Deci orice cetățean care are actul de identitate expirat, oricare și-a pierdut actul de identitate, este în drept să solicite organelor de evidență și documentare a populației eliberarea unei aceste forme fie nouă. Gratuit. La începutul interviului spuneați că ați verificat deja votul electronic în interiorul CEC. Vreau să ne spuneți modalitatea deja din exterior, când va fi posibil sau dacă se lucrează. Deci acest vot electronic, el are mai multe etape de implementare. Dacă vorbind în termeni foarte și foarte generali, să nu intru în specialitate. Inițial urmează să avem un registru electronic al alegătorilor bine pus la punct, cu date veridice și credibile. Credibilitatea în tot ceea ce facem noi este materia cea mai sensibilă și materia de bază. Asta înseamnă fiecare cetățean unde și de unde și tot. Asta înseamnă că toate datele despre toți cetățenii să fie veridice, verificate, pus la punct, așa cum prevede legea. Fără a avea anumite dubii, uite, avem pe această listă persoană de ce dată, ori aveam o persoană care e înscrisă din mai multe ori și mai departe. Noi, prin intermediul unui asemenea sistem care îl avem aici la CEC, după anul nou, am verificat toate listele electorale întocmite de către primării și trimis Comisiei Electorale Centrale, le-am verificat la subiectul dublărilor în listă. Am depistat un număr impunător de dublări. Am transmis, ori incorectitudini, să zic. Am transmis toate aceste date înapoi în teritoriu, cu indicația clară. Uite, aici aveți greșeli. Vă rog să interveniți să verificați. Am impresia și certitudinea, cred în acest lucru, că deja, practic, se finalizează
acest proces și listele vor fi de această dată mult mai curate. Până când e posibil? Sau până deci când chiar începând cu ziua de mâine, listele urmează să fie disponibile în birourile electorale. Așa, următorul pas care este? Următorul pas, alegătorii sunt în drept să meargă la biroul electoral, fizic să verifice listele, deci înscrierile în listă despre sine, membrii familiei sale. Și dacă găsesc anumite incorrectitudini, sunt în drept, ori au această chiar obligație, ori zice să ceară să fie eliminate incorrectitudinile. Și acum, pentru alegerile din iunie, vom avea această posibilitate să votăm electronic? Nu. Electronic nu se va vota în Republica Moldova. Eu cred că următorii vreo 4-5 ani, sigur. Deci la următoarele alegeri, deja nu contează parlamentare sau locale? Noi vom testa acest registru electronic al alegătorilor, inclusiv în cadrul acestor alegeri, în municipiul Chișinău, sectorul Centru. În regim de proiect pilot. Noi urmează să fim siguri 100% că acest sistem este unul bine definitivat, pe de o parte și pe de altă parte că cetățeanul nostru a acceptat o asemenea modalitate și crede în ea. Orice inovație în sistemul electoral trebuie implementat foarte și foarte atent. Dat fiind faptul că orice cetățean, orice candidat care din vari motive s-a întâmplat să pierde alegerile, prima va ataca organul electoral pentru că a implementat niște tehnologii care el nu le cunoaște și prin așa condiții el a furat, i-au furat votul, ori a pierdut. Deci noi urmează să fim foarte și foarte atenți în ceea ce facem și asta facem. Da, dar totuși nu este ceva nou, deja s-a experimentat odată în două S-a experimentat în mai multe localități. În mai multe localități, dar încă noi nu am ajuns la perceperea de 100% din partea alegătorilor în acestui sistem. De asta zic că noi avem nevoie de timp de pace, o perioadă de liniște, când vom putea implementa atât programe de educație civică, de explicație, ce este acest registru, ce servește el, care sunt scopurile, cum îl realizăm, care sunt beneficiile pentru fiecare alegător. Și doar când vom avea certitudine cu oamenii au înțeles, ori majoritatea, din cetățenii Republicii Moldova, au înțeles. Există și un cadru legal adecvat. Atunci putem merge. Vă tot doriți liniște, liniște în cadrul alegerilor, în cadrul Comisiei Electorale Centrale, ceea ce nu putem spune despre ultimele evoluții în politica noastră, care tot s-a făcut mai multe surprize sau avem parte de mai multe surprize. Vreți să comentați un pic cum vi se pare situația din ultima perioadă? Atunci când zic liniște, aș vrea să subliniez acest lucru. Am în vedere că organul electoral, Comisia Electorală Centrală și organele electorale în teritorii, conform codului electoral, conform Constituției, au obligația de a organiza alegeri parlamentare ori locale generale odată la 4 ani. Tot ce facem noi, restul, sunt alegeri extraordinare. Și în cadrul când noi suntem implicați în organizarea acestor alegeri extraordinare, noi sigur că nu putem dedica timp, energie, cunoștință altor realizări. Deci cum îmi pare campania? Am auzit din diverse surse, citesc și în mass media și aud și la televizor și la radio că, uite, campania este una fără precedent de agresivă. Nu sunt de acord cu acest lucru și aș atrage atenția celor care vorbesc ori scriu aceste lucruri să răsfăiască presa, de exemplu, alegerilor din 2009, ori din 2007, ori din 2003, din 2005, când am avut campanii naționale, alegeri locale, ori alegeri parlamentare. De fiecare dată, deja în experiența de aproape 10 ani cât o am de activitate în organele electorale, de fiecare dată să vorbești cu campania actuală este cea mai murdară. Și când imediat vine următoarea, să zici că nu, acea a fost una bună și acceptabilă, dacă care vine, asta va fi extraordinar de murdar. Nu sunt de acord. Faptul că politicienii, candidații în alegeri, implementează diverse sisteme de politică ori de campanie electorală noi, sisteme de manipulare a opiniei publice prin vari motive și nu numai decât cuvântul manipulare să aibă o semnificație negativă aici. Eu cred că e bine, pentru că noi oricum ne aliniem la anumite standarde și inevitabil vom ajunge să avem campanii de o calitate bună. Dacă ar fi acum să începeți cariera în domeniul politic, pe ce spectru politic v-ați poziționa? La ce vă referiți când ziceți că... Să deveniți deputat, să zicem. Deci, în primul rând, următorii 5 ani, sigur că nu am asemenea planuri, dat fiind faptul că am o muncă deja stabilită și intenționez să muncesc aici. Nu am de gând să schimb meseria în următorii 5 ani. Mi-ar place și în continuare, după expirarea mandatului, să am posibilitate să mă realizez în domeniul electoral.
Dacă nu în Republica Moldova, sigur în plan internațional, pentru că fac parte din câteva comunități de experți internaționali în domeniul alegerilor, deseori merg în afara țării în diverse misiuni de observare, monitorizare a alegerilor și experiența și cunoștințele care le am îmi permit să pretind și la angajări în afara țării. Oricum, eu probabil că voi lucra în domeniul electoral. Este mare diferență între un politician și un politician din domeniul cec sau cum pot să vă numesc? Deci noi suntem funcționari, sigur, funcționari electorali. Eu n-aș vrea să critic pe nimeni, dar funcționarii electorali trebuie și sunt foarte și foarte responsabili atunci când zic ceva. Atât în fața camerei, cât și în ședințe. Deci nu avem dreptul să facem nici cel puțin o iluzie de populistă, nici o imagine irealizabilă. Deci tot ce facem noi, avem obligația să ne bazăm strict pe lege, tot ce zicem noi trebuie să fie argumentat de litera și spiritul legii. Și asta probabil este partea grea a problemei. Noi nu ne putem să ne permitem să fim romantici. Asta vreau să zic. Asta ar fi o aluzie la politicienii noștri, dar ce altceva ați mai schimba în politica moldovenească? Păi alegătorii să schimbe, nu schimb eu. Deci noi creăm condiții pentru ca orice cetățean să vie să-și spuie liber și neforțat de nimeni opinia sa. Așa cum crede el. Eu foarte bine țin minte atacurile asupra organului electoral în 2007, asupra Comisiei Electorale Centrale în 2007, asupra mea personală, când eram învinuiți între turul 1 și turul 2, că uite, alegerile în turul 2 la primărie Chișinău neapărat vor fi falsificate și neapărat Dorin Chirtoac va pierde alegerile în 2007. Pentru că trebuia, după opinia unor politicieni, să câștige alte persoane. Noi am respins și atunci și acum orice suspicii de falsificare ori de ingerința noastră în rezultatele date de către alegători. Așa cum votează cetățeanul, asta este oglinda societății și imaginea care noi doar o prezentăm, cinstit și bazat pe lege. Acum credeți că vor fi nevoie de două tururi de scrutin? Depinde. Noi am bugetat bani suficienți pentru două tururi, am pregătit toate materialele necesare pentru două tururi, în proporție de 40% din localități. Vreți să ne reamintiți un pic sau să ne dați mai multe detalii despre bugetul stabilit? Bugetul este 58 de milioane și 126 de mii de lei. Deci este cota maximă. Spre exemplu, noi pentru alegerile din noiembrie 2010 am planificat 42 de milioane, dintre care am realizat 35. De lei? De lei, sigur că da. Deci am avut și anumite economii. Acești bani nu se, pentru că eu personal pe unele resurse electronice, deci mass media electronică, așa s-au făcut aluzii că, uite, eu aș gestiona acești bani din propria mea voință și cred unii că eu pot să fur acești bani cumva, deci ori cumva să fraudez acești bani. Deci resping categoric încă o dată prin această cale, aceste învinuiri. Noi suntem o instituție publică, avem cont trezorial. Cei care nu înțeleg acest lucru, păcat, ar trebui să documenteze înainte de a face asemenea declarații ori presupuneri. Noi nu avem niciun cont, niciun leu în cont. Noi doar depunem dispoziții de plată la trezorărie și trezorăria, Ministerul Finanțelor, din bugetul de stat acoperă aceste cheltuieli în limita bugetului aprobat. Asta e tot. Deci noi nu avem un leu care eu aș putea să-l utilizez la bună mea discreție. Dispoziții de plată și banii din fântâna bugetului se iau și se distribuie conform necesităților cecului. Doar atât. Funcția pe care o aveți vă permite foarte mult să călătoriți bine în domeniu, nu să mergeți așa, să vizitați. Foarte puțin călătoresc din contul bugetului de stat, asta vreau să știți. Nu vreau să, dar nu facem aluzie la acest lucru, vreau să vă întreb cam după ce exemplu de țări putem să ne conducem noi în acest domeniu, ca să fim și noi mai, să avem și noi un exemplu de urmat. Deci mie îmi place personal realizările obținute în ultimii 20 de ani de așa state cum ar fi Lituania, Estonia, de exemplu, care au fost parte a unei comunități, inclusiv Uniunea Sovietică cu Republica Moldova împreună. Și care astăzi au rezultate în democrație mai avansate decât în Republica Moldova. Îmi place foarte mult rezultatele obținute de așa state cum ar fi Cehia, Slovenia, Slovacia, așa state care au pornit la fel de la o bază ex-sovietică și astăzi au o performanță impunătoare, cât în domeniul economic, atât și în domeniul dezvoltării democrației și instituțiilor democratice.
Mi-aș dori și nouă acest lucru. La Comisia Electorală Centrală se ține cont de niște experiențe externe? Sigur că da. Deci noi suntem într-un contact permanent informațional cu colegii noștri din majoritatea comisiilor electorale ori instituțiile responsabile de organizare alegerilor din majoritatea statelor Europei. Și chiar și a lumii avem acord de colaborare cu Comisia Federală pentru Alegeri din Statele Unite, din Mexic, unde la fel sunt experiențe foarte, foarte interesante. Spre exemplu, votul electronic? Inclusiv votul electronic și votul electronic în plan global este divizat. Deci unele state utilizează mașini de vot speciale. La fel se denumește vot electronic. Noi, Republica Moldova, mergem pe alte formule care sunt mai larg răspândite în Europa. Deci mergem pe implementarea sistemelor informaționale pentru a ajunge la un vot pe internet. Deci nu utilizând mașini de vot speciale. Deci oferind posibilitatea cetățeanului să voteze la distanță, indiferent de locul unde se află el. În țară, peste hotare, având acces la un computer conectat la internet, să poată vota. Credeți că ar simplifica acest lucru astfel? Sunt ferm convins că ar simplifica, pentru că avem deja experiența mai multor state unde aceste proceduri sunt deja implementate cu succes. Să nu uităm că noi avem o diasporă destul de mare în afara țării, în diverse alte țări. Sursele oficiale vorbesc despre 300-200 de mii de la sursă la sursă. Cele neoficiale, deci mai auzim în discursuri politice cifre de 1 milion, mai puțin, mai mult. Depinde. Deci fiecare din acest cetățean plecat peste hotare este în drept să voteze la alegerile parlamentare. La locale, din păcate, nu. Tot vorbim de instituția pe care deja o conduceți, dar deplasându-ne un pic în afară, unde mai poate fi întâlnit Iurie Ciocan în afara orelor de lucru, sigur? Într-o sală sportivă și acasă. Nu pierd ocazia să merg la sală sportivă, practic box. Deci boxez. Da, de cât timp practicat acest sport? De mulți, de ani, de zile. Asta fac pentru că mă ajută să dau jos stresul. Seara, când mergeți de obicei? Astăzi, că voi merge peste o oră și jumătate. Deci încerc să prind 3 ori pe săptămână antrenamente, când nu reușesc, cel puțin o dată, 2 ori pe săptămână încerc să prind. Ordinar, când nu sunt extrem de ocupat în alegeri, merg 3 ori pe săptămână. Și practic acest lucru am noroc de un antrenor bun care are grijă de mine. Ar fi o recomandare pentru toți care sunt foarte stresați să practice acest Eu sport. Recomand tuturor cetățenilor, tuturor oamenilor de fapt recomand să practice sport. Acest lucru este benefic, când pentru starea fizică, atât și pentru starea psihică. Dar genului feminin i-ați recomanda acest gen de sport? Genului feminin i-aș recomanda să ocupe mai mult de floristică. Sigur că calmează nervii florile atunci când le îngrijești, ele îți oferă posibilitatea să devii mult mai calm. Dar la un concert, la un spectacol? Sigur. Eu trebuie să mulțumesc cu această cale soției, care este o ființă și un spirit artistic și care niciodată nu uită să mi-amintească să mergem și la spectacole și la concerte. Asta ar fi unele din surprizele pe care vă le face ea? Păi nu cred că acestea sunt surprize, sunt niște acțiuni programate, coordonate din timp și cu plăcere le accept. Surprize îmi face altele. Puteți să ne dați niște detalii? De? Surprize. De surprize care le am eu în familie? Păi orice ar fi, câteodată și un măr oferit într-o manieră deosebită poate să fie o surpriză. Deci surpriză, în primul rând, acasă sunt fetele mele care în fiecare seară mă bucură cu cunoștințe noi, cu poezii învățate noi, cu picturi care le desenează ele în fiecare zi altele. Deci asta e o surpriză, sigur, foarte importantă pentru mine și îmi dau seama că nu vine de la sine. Deci este un efort impunător din partea soției inclusiv. Fetițele, probabil, la vârsta lor sunt foarte energice, foarte dornice de una, de alta. Cum le țineți pasul? Cum puteți să vă mențineți în pas cu ele? Păi încerc să fac acest lucru, sper că îmi reușește. Încerc să trăiesc și cu interesul lor față de viață, încerc să le ofer tot ce ar avea ele nevoie și nu doar sub aspect material. Citim împreună multe cărți. Privim desene animate, comentăm aceste lucruri, ceea ce este foarte important. Nu doar cititul, dar și discutarea celor citite, comentariile lor, înțelegerea esenței. Și asta facem împreună. Sâmbăta, duminică, aveți timp? Mai puțin acum în campanie și mai puțin în ultimii vreo 2 ani de zile, dar sper pe viitor să.
Despre prietenii lui Iurie Ciocan, ce putem să spunem? Am foarte puțin prieteni și prietenii care am se trag din adolescență, să zic așa. Știm și de fapt unul din motivele pentru care ne-am propus să realizăm această emisiune este faptul că sunteți născută în una dintre cele mai frumoase luni ale anului, luna mai. Asta da, asta e surpriză. Mă bucur că știți acest lucru. Cum? Chiar în următoarele câteva zile. Da, 19 mai, da. Cum va fi? Cum a fost? Cum obișnuiți să sărbătoriți, de fapt? Niciodată nu am organizat manifestații pompoase mari. Deci întotdeauna m-am străduit să petrec această zi cât mai aproape de oamenii dragi, de părinți, sigur, de mamă, de familie, prietenii cei mai apropiați. Deci într-un cerc cât mai restrâns posibil. Cam câte felicitări primiți anual? Păi niciodată nu am numărat acest lucru. Eu mă bucur și sunt mulțumit de faptul că am multe persoane în jurul meu care nu uită să ofere și o felicitare la ziua de naștere. Păi și nu pot să nu vă întreb ce vă mai doriți deja sau ce vă doriți în această zi? Să-mi revăd cât mai multe persoane, colegi care nu i-am văzut de mult timp, sper să aibă timp să vină, să ciocnim o cupă de șampanie, sigur. Atunci când suflați în lumânări, ce dorință vă puneți? Știți, astăzi și deja de mai mult timp îmi dau seama că dorințele care le planific eu, ele deja mai puțin țin de mine. Eu deja îmi doresc să o văd pe mama cât mai sănătoasă, să-mi văd fetițele sănătoase, bine crescute. Deci, probabil, astea sunt dorințele cele personale. Sigur că aș vrea cât mai mult să realizez și în plan profesionist. Pe fetițele educați într-un mod strict, sever? Din păcate, nu. Da. Eu sper să reușesc să realizez tot ce mi-am pus în plan ce ține de educația copiilor. Prin acest interviu mi-am propus să aducem cetățenilor cât mai multe informații despre alegerile care, iată, ne bat la ușă. Sper că am reușit acest lucru și vă mulțumesc pentru toată informația pe care ne-ați oferit-o. Dacă vreți să ne mai spuneți ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați găsit timp și, sincer, m-ați bucurat cu faptul că știți când e ziua mea de naștere.